aceste forme din fondant sunt făcute cu marshmallow, bomboane gumoase, ia uitați-le, sunt moi. Le punem 4-5, depinde câte decorații vrem să facem pentru tort sau pentru brioșe. Eu am decorat aici brioșa cu floricele. Pentru o sărbătoare în familie, un onomastic, o să punem într-o tigăiță 3-4-5 bomboane gumoase de marshmallow cu 2 linguri de apă, le topim, apoi o să adăugăm zahăr. Zahăr intră cam 200 de grame de zahăr pudră. Amestecăm, punem pe un fund și o să facem. Apoi o să colorăm. Acesta este fondant colorat cu culori alimentare. Ia uitați, culori. Și îl colorăm și după ce l-am colorat, o să facem aceste forme. O să avem nevoie de, ia uitați, de forme de plastic, instrumente pentru decorat, steluțe, inimioare, uitați, o să facem și un om de zăpadă. O să ne jucăm astăzi. Ia uitați, și inimioare, toate din răduț sau puișori. Ia uitați, puișori putem face. Am făcut de Paște înainte, am făcut biscuiți cu aceste forme, iepurași, ursuleți, care sunt forma gata, doar tăiem și ne jucăm. Sau le facem cum am făcut eu aici, câte un pic, câte un pic. Ia uitați, puișor. O să începem să le am să dau deoparte și o să începem să facem aceste forme. Aici o să am nevoie de amidon de porumb, ca să întindem fondantul. Eu l-am colorat cu aceste culori. Îl țin în folie de plastic, ca să nu se usuce, că altfel se usucă. Uitați, alb. Și alb îl colorăm. După ce am făcut fondantul alb, îl colorăm cu culori alimentare. Am să dau deoparte. O să întindem cu un sucitor din plastic. O să avem nevoie de penson, un penson și puțină apă ca să lipim ochișorii, urechiușele. O să avem nevoie de pensete, de... O să ne jucăm astăzi puțin. Acestea sunt, am să dau deoparte. Acestea sunt culorile. Le dăm deoparte. Acesta este fondantul nostru. O să ne jucăm puțin cu el. Este făcut, pentru cine a venit mai târziu, este făcut din marshmallow. Din bomboane gumoase. Se face foarte ușor. Se pun 3-4, nu mai mult, pentru că este destul fondant pentru a face decorații pentru un tort sau brioșe. Dăm deoparte. O să avem nevoie pentru întins de amidon. Eu am să dau deoparte, am să las așa să vedem. Și o să ne jucăm. Ia uitați, am decorat și o brioșă de uriașă. Am să dau deoparte. Și acum
acum, să începem să facem un puiuț, să facem un elefant, să facem o floricică. O să începem aici, am toate formele pentru tăiat. Așa. Eu am să presor puțin amidon pe masa de lucru și am să-l întind puțin așa ca să nu se lipească. Am să iau puțin fondant alb. O să începem cu un puișor. Este foarte simplu de făcut. Eu am să rup puțin fondant. Ia uitați. Îl trecem dintr-o mână în alta să se încălzească puțin ca să putem întinde. Este bine de făcut fondantul astăzi și lăsat o oră, două, și apoi făcut decorațiile pentru tort. O să întindem. Acum le faceți mai subțiri sau mai groase, cum doriți. O să începem cu acest puișor. Ia uitați-l. Să vă arăt cum se face. Este foarte simplu de făcut. O să-l pun aici. O să tăiem un cerculeț cu rotund pentru început. O să-l facem puțin mai mare. Putem face și mai mare. Hai să văd, să mai țin puțin. Ca să se vadă mai bine. O să tăiem un cerculeț. Apoi o să tăiem, să-l facem sau să-l întindem puțin. Să-l întindem puțin. Ia uitați, să-l întindem puțin, 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 ca să-i dăm forma mai lunguiață. Așa. Cu colorantul galben sau aici avem verde. Colorantul galben o să facem ciocul și piciorușele. O să luăm o bucățică. Ia uitați cum arată fondantul. O să luăm o bucățică. Îl punem imediat în folie ca să nu se usuce, pentru că se usucă foarte repede. O să luăm o bucățică și o să facem ia uitați, ciocul. O să-i dăm o formă. Se vede. Acesta este ciocul. Și o să-l punem aici cu un penson. O să avem nevoie de puțină apă. Eu folosesc apă. Și o să-l punem aici, în mijloc, aproape în mijloc. Acum o să facem și piciorușele. O să luăm una, două biluțe. Cât de cât egale să fie. Și cu o formă o să apăsăm și o să facem lăbuțele. Una, două. Se vede? Și o să facem și pe cealaltă. Una, două. Și o să le punem aici jos. În partea de jos. O să dăm cu puțină apă. Și o să lipim una aici. Pe cealaltă. O să o punem în partea aceasta. Acum o să facem ochișorii.
Ochișorii o să-i facem cu... am colorat cu puțin negru. O să desfacem ușor. Acestea le puteți face împreună cu copilașii. O să le placă foarte mult. O să luăm o bucățică mică și o să facem două puncte care o să le punem în loc de ochișori. Și tot la fel o să le lipim cu puțină apă. Un puișor mai mare și un puișor mai mic. Iată-ți. Restul îl punem înapoi în folie. Trebuie să stea, să nu se usuce, să stea în folie. Acum o să facem ciocul la gușa, cu gușița și cu creasta, cu roșu. O să luăm roșu sau portocaliu. Eu le-am sigilat bine. Le-am sigilat bine, să nu se usuce. Ia uitați. Acesta este roșu, este un portocaliu. Luăm o bucățică mică, o să întindem. Să pun albul înapoi. O să întindem roșul ca să facem creasta. Cu puțin amidon. Așa. O să tăiem o bucățică de inimioară pentru creastă. O să facem și gușa. Acum o să facem aripioarele. Ia să vedem ce le putem tăia.
tăiem așa. O să facem aripioarele. Și o să le lipim aici, într-o parte și cealaltă. Acesta este puișorul. Unu și doi. Ia uitați, puișorul nostru. Puișorul. Acesta este puișorul și o să lăsăm aici într-o parte. Asta micuțul o să punem aici. Acum o să facem altceva. O să punem șiroaptul la loc. O să punem puțin amidon. Și o să luăm albastru. O să luăm, uite, acesta este albastru. O să iau o bucățică. Restul pun în folie. Și o să întindem o să tăiem cu această formă și o să facem floricele. Această formă o să dăm la petale, o să le dăm, ia uitați, se vede, o să facem o mică presiune pe petală, pe fiecare petală. Avem grijă să fie mereu cu amidon, altfel se lipesc. Încet. Și pe aceasta. O să le punem una peste cealaltă și o să le lipim cu puțină cu apă. O să ne ajutăm mereu cu ceva ca să le luăm.
cosa ne punem da sopra, se punem. Am să fac în centru aici, am să fac o mică presiune la floare. Am să o iau. Și am să o pun în acest păhăruț. Să se usuce aici în interior. O să-i facem și pistilul galben. O să-l lipim pe mijloc, în interior aici. O să-l punem. O să ne ajutăm cu fel de fel de pensete, dacă aveți acasă, să le puneți. Uitați încet. Oh. O floricică simplă. O să pun aici. Am să strâng culoarea albastră și am să pun la loc. O să luăm din culoarea gri. Acesta este griul. Și o să facem o maimuțică. O să întindem acestele mici. Să întindem. Am să tai să vedem cu ce tăiem aceasta. Am să tai. Și am să tai cu partea, la fel, fiecare formă o să o dăm prin amidon. Uitați. Eu aici am brioșe, să vă arăt direct pe o brioșă. O puteți da și cu puțină dulceață sau cu puțin unt. Și am să lipesc deasupra fondantul.
Cum o să creiem ceva frumos să punem deasupra. O să scoatem roșu, să facem o floricică și după aceea o să facem o mainuțică. Acesta este fondantul roșu. O să luăm o bucată. Eu le pun mereu în puțin amidon. Acesta o să-l punem la loc deocamdată. O să întindem, ne ajutăm cu amidonul. Să facem cu această formă. Cu aceasta. Avem mai multe dimensiuni. O să le dăm prin amidon pe fiecare. Și o să tăiem. O să împingem puțin. Cum iese. Și apoi o să le unim și o să facem o garofiță mai mare. Uite, scoatem. Se scot ușor dacă sunt date prin amidon. O să punem puțină apă. O lipim. Tot la fel dăm prin amidon. Și scoatem. La fel dăm umezim puțin și lipim. Acum cu această formă rotunjită, o să creăm o mică presiune. O să lăsăm deoparte. O să strângem roșul și o să facem frunzulița. Verde. Cu verde o să facem frunzulița. Să punem aici în folie. Să le punem pe toate. Altfel se usucă dacă nu stau în folie. Să le acoperim. Avem culoarea noastră verde de fondant. Amestecăm puțin. O frământăm. Și o să întindem, la fel ne ajutăm de amidon.
Forse ne aiutano con un cerculez che si faccia frondizia. Questa io, ne patro. E poi io so da... La forma di fronzolizia, carezzine, floricica. Ci se le uni. La pressione, la fronzolizzo, c'è un po' di pesca la garraffa, un po' di pozzina acqua, c'è un po' di pesca ieci. C'è questa garofizza nostra, no? Potremmo tagliare la fronzolizza con queste forme che sono la fel, se le dam prima mi don. Trebuie să date prima un don ca altfel se lipește. Am să creez o presiune. Și frunzulița noastră este gata. Iată-te. Am să pun aici. O să iau, uitați. Și am să pun puțină apă ca să lipim și garofița. O mini brioșă. Acum o să facem o maimuțică, sau un brăduț, o maimuțică să facem. Am spus și mai devreme că facem o maimuțică. Verdele îl punem la loc. O să facem o maimuțică și o să o punem pe o brioșă mică. Și ca să o punem pe o brioșă, o să punem, fundul verde. O să punem fundul verde și o să punem, să ne gândim. Ce să punem? Să punem o floricică, să vedem cum iese. Vă ajutați cu aceste forme. Ia uitați. Să punem pe brioșă. Eu dau cu puțină apă să se lipească. Am spus că îți dau cu dulceață
sau cu puțin unt. Cum să facem mâncarea noastră. Verdele îl punem înapoi. O să facem, o să luăm mărâniu. O să avem nevoie de această culoare. Sunt închise. O să iau această culoare. O să am nevoie de această culoare. Acesta este. O să am nevoie de negru. Să întind ne ajutăm cu amidonul, am să întind culoarea neagră, neagră gri. O să tăiem un circuleț mic cu această formă. Îl punem aici. O să punem la loc într-o bunguță. Acum am să întind ne ajutăm cu amidonul. Am să tai o inimioară ca să vină partea de sus de la ochi. O să o așezăm aici. Este prea mare, o să tăiem mai micuță. O să ne ajutăm cu această formă. Așa este mai bine. O să ne ajutăm cu această formă. O să lipim. O să facem ceva de genul acesta. O maimuțică. O să lipim aici. O să ne ajutăm cu puțină apă. O să ne ajutăm așa. Aici mai trebuie tăiat puțin. Ok. Avem apa. Aici sunt formele. Am să fac puțin ordine.
Am să le pun aici în față, uitați. Așa, am tăiat, acum o să tăiem și să facem partea de la gură. La fel o să tăiem un pic dintr-o parte și un pic din cealaltă. Uitați cam așa să vină. Și o să o așezăm aici. O umezim cu puțină apă. O așezăm aici. O să-i facem ochișorii. Aici pentru nasuc. Așa. O să-i facem și gurița, urechiușile. Să luăm puțin fondant. Vedem unde l-am pus. Puțin fondant gri închis, negru, gri. O să facem guriță, o să luăm o bucățică și o să o întindem. Și o să așezăm aici, unde e gurița, ia uitați. Am să umezesc ca să lipească. Nu puneți prea multă apă. Acum o să facem urechiușele și o să le așezăm aici. Să facem și sprincenele. La fel o să umezim cu puțină apă. O să le punem una aici. Și una aici. Sprincenele. Acum să facem urechiușele. Din când în când devenim copii și ne jucăm. Am făcut două cerculețe, încercați două mingi și o să le apăsăm. O să cu o mică presiune. Ia uitați, acestea or să fie urechiușele. O să punem și puțin galben. La fel, puțină apă. O să punem deasupra și cu o mică presiune. Și acestea sunt urechiușele. O să umezim aici pe lateral și o să le așezăm aici. Și aceasta este maimuțica noastră.
Mai muzica. Și o să așezăm aici peste frunzulița noastră. Umezim puțin. Și o așezăm deasupra. Ia uitați. Brioșe. Putem decora și tortul cu aceste forme pentru copii. Sau brioșe. Faceți brioșe. Ia uitați, o brioșă uriașă, decorată. Este umplută cu cremă în interior, această brioșă. Toate rețelele găsiți pe canalul de YouTube, prăjituri cu camelia și nu numai. Eu vă aștept pe toți să descoperiți rețetele mele și să-mi spuneți dacă vă plac sau nu. Să mai facem o brioșă. Să vedem ce putem face acum. O să facem, e să punem mai maimuțica aici. O să facem o brioșă, o brioșă, o brioșă cu decorată cu roșu. Acesta îl punem la loc pentru moment, ca să nu se usuce. Bună ziua tuturor! Bună ziua celor care au venit mai târziu! Astăzi facem decorații pentru copii. Ia uitați! Animăluțe, floricele, decorăm brioșe pentru torturi, pentru zile de naștere. Se fac foarte, foarte simplu. Și sunt făcute cu un fondant realizat din bomboanele gumoase marshmallow. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, este foarte simplă. La 2-3 bucățele de bomboane se pune una, două linguri de apă pe foc, se topesc. Apoi se adaugă 100-150 de grame de zahăr pudră, se amestecă. Pe un fund sau pe masa de lucru puneți alt zahăr pudră, răsturnați totul și amestecați până formați fondantul. Apoi îl colorați cu colorant alimentar. Colorant alimentar. Puneți cu scobitoarea câte puțin și faceți fondant de toate culorile. Acum eu am să întind, mă ajut din nou cum am spus cu amidon. Întindem. Să punem și puiușorul, să-l punem pe o brioșă. O să punem în fundul, să punem galben, 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 ori albastru. Nu, o să punem galben. O să punem galben. Ca să facem brioșa cu puiușorul. Tot la fel întindem cu galbenul, cu amidonul. Avem grijă să... Așa, și acum o să punem, ce o să punem, ce o să punem. Fluturașul este cam mare. O să tăiem un pătrățel. O să tăiem un pătrățel. O să ungem brioșa cu puțină apă sau cu dulceață, cu unt, cu ce doriți.
Eu un puțin apă și o să pun pătrățelul meu. Am să apăs și capetele puțin. Și deasupra o să punem puișorul, la fel. Ungem cu puțină apă. Și o să punem puișorul. Uitați-l. Și acum o să facem o altă brioșă. Să ne gândim ce formă să-i dăm. Închidem bine. Am început să întindem o să facem o frunzuliță. O frunzuliță roșie. Am dat prin amidon. Acum o să tai. O frunzuliță roșie. Și am să pun pe această brioșă. La fel am să umezesc puțin. Și o să-i facem o floricică. O să facem o floricică galbenă. O să întindem, ne ajutăm de amidon. Și o să facem o floricică. O floricică mică. Așa o să facem. O să mă ajut cu această formă ca să scot afară. Așa. Putem ajuta cu această formă ca să o dăm prin, să întindem puțin petalele. Să luăm puțin fondant. Am luat culoarea aceasta, este un mov. Să-i punem pistilul în interior, aici. Uitați. Am să o strâng puțin și am să o pun peste brioșă, aici, într-o parte. O să-i pun și puțin verde, cu o frunzuliță în spate.
Dacă vă place să vă jucați, acesta este pentru voi. Mie îmi place foarte mult, iubesc foarte mult copiii. Încerc să scot verdele. Această folie de plastic se lipește foarte bine și nu mă lasă să scot. Am reușit. Uitați, cu verde. Am să iau o bucățică și să facem o frunzuliță. Care o să o punem aici. Ne ajutăm cu amidonul. Și am să tai aceeași frunzuliță cu această formă. Am să tai mai întâi, am să dau prin amidon. Și am să tai. Am să apăs. Și am să scot. Ia uitați. Am să o umezesc și am să o aplic aici în spate. La bioșă. Am să o umezesc puțin. Și floricica. Puțin și aici. Eu sper să vă placă. Ne putem juca o zi întreagă. Dacă avem și copii alături cu noi. Ce mai putem face? Pentru cine a venit mai târziu, acestea sunt făcute ieri. Pentru tort. Și acestea le-am făcut astăzi. Ia uitați cât sunt de simpatice. Să facem și un om de zăpadă. Chiar dacă a venit căldura, copiii la grădiniță desenează și fac tot felul de... am găsit. Din când în când ne mai ștergem mânuțele și le uscăm. Acesta este fondantul alb. I-am să-l amestec puțin cu mâna. Și am să-l întind. Ne ajutăm cu amidonul. O să întindem bine. Să pun înapoi în punguța noastră. Acum o să dăm la năsturei. Acesta o să fie omul nostru de zăpadă. De aici o să punem năsturei. Aici o să vină ochișorii. Acum, cu roșu o să facem căciulița.
Hai să punem ochișorii. Facem doi ochișori negri în două puncte, două biluțe mici, 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 mici. Încercăm să le facem cât de cât egale. Acesta e cărbunele care se pune în locul ochișorilor. Cu puțină apă. O să punem doi ochișori. Putem face și o mică presiune. Aici. Aceștia sunt ochișorii. Acum cu roșu o să facem căciulița. Culoarea roșie. Și năsturii, tot la fel, o să-i facem. Întindem, ne ajutăm de amidon. O să facem căciuliță, iată-ți. Se vede. Căciuliță, care o să o așezăm aici, pe parte. Am să umezez puțin aici, într-o parte. Ia uitați. Așa. După ce am făcut, am să facem năsturii. Să vedem dacă reușim să tăiem această formă. Dăm prin amidon și tăiem. O să scoatem cu umezim și punem măsturea. Să apăsăm mai bine ca să intre pe fiecare, facem mai mare. Umezim și punem, iată-ți, acum tăiem, dăm prin amidon ca să nu se lipească și scoatem. Și trei. Acum o să dăm cu puțină apă pe fiecare. Și o să le punem. O să facem și năsucul. O să-l tăiem cu o formă așa rotundă. Ne ajutăm de umezim. Cam acestea ar fi.
Să-i punem și să-i facem măturica. Să o punem. Punem și măturica și gata. Pomul nostru de zăpadă. Astăzi ne-am jucat. Ne-am jucat puțin. Acestea sunt brioșele noastre decorate. Ia uitați. Le-am decorat. Le puteți face pentru ziua copiilor. Sunt foarte simplu de făcut. Sau să decorați torturi. Sunt simple. Simple. Le puteți face împreună și cu copiii. Fondantul este făcut din marshmallow. Sunt aceste bomboane gumoase pentru cine a venit mai târziu. Ia uitați. Moi și bune. Și este foarte simplu. Puțină apă, puțin zahăr pudră, puțin colorant. Ia uitați, colorant alimentar. Și multă fantezie împreună cu copiii. O să iasă ceva frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Ia uitați cât sunt de frumoase. Cum să le așez să se vadă toate. Ia uitați. Vă urez o zi frumoasă. Poftă bună. Este ora prânzului și ne vedem cu altă rețetă și cu alte ne jucăm, să ne jucăm. Au. Ia uitați. Multă sănătate vă doresc, multă fericire. O zi frumoasă și poftă bună! La revedere! A să vă arăt cum este în interior brioșa. Să o tăiem, să vedem cum este în interior. Tăiem. Ta-tam, brioșa. Multă sănătate, la revedere, o zi frumoasă tuturor. Ia uitați. Astăzi ne-am jucat cu fondantul. La revedere, vă pup dulce pe toți, o zi frumoasă.